Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Arena lui Cătălin Tolontan acum. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Bună dimineața. Este o rubrică, cea de astăzi, împotriva uitării. Se împlinesc aproape 2 ani de când pe 14 noiembrie 2020 a luat foc primul dintre cele 4 spitale care au ars între 14 noiembrie 2020 și 11 noiembrie 2021 și în care au murit 44 de oameni. E vorba în principal de spitale COVID. Piatra Neamț, Matei Bal și Constanța și Ploiești. 44 de compatrioți de noștri nu mai sunt astăzi. Există însă 4 dosare fără nicio trimitere în instanță. Deci nu există niciun inculpat în acest moment, niciun responsabil din perspectiva justiției. Și într-un singur dosar există oameni care sunt puși sub acuzare. Puși sub acuzare înseamnă că pot să nu mai fie puși sub acuzare la un moment dat. Acum, vreau să spun ce nu spun. Înainte de a spune ce vreau să spun. Da. Și anume, nu spun că justiția trebuie făcută ca la... precum cu bagheta Arabelei pe vremuri. Dacă aici Vlad și cu mine pot explica, cred că singuri din studio și poate dintre puțini ascultători europeni care sunt mai tineri decât noi, magiile din filmul ceh, parcă era Vlad, nu? Da, da, Panierumburacu, era cehoslovac. Să știi că și noi cehoslovac, da. Da. Am cochetat cu filmul ăsta și eu și George. Și voi. Bine, dar voi în forma aia prescurtată, cum se fac scărțile acum scurte, ca să ne mai... Da, da. Bun. Da, justiția are ritmul ei, într-adevăr, dar la un moment dat noi discutăm și despre absența ritmului aici, am senzația. Exact, exact. Și o să dau câteva detalii tocmai în... Pentru că oamenii nu mai știu ce se întâmplă cu aceste cazuri și colega mea, Adriana Oprea, de la Libertatea, le-a investigat vorbind inclusiv cu parchetul, și neoficial și oficial. Spuneam că la Piatra Neamț au fost trimiși oameni, de fapt sunt puși sub acuzare diversi oameni, numai că procesul, dosarul, iertați-mă, mai are mult, foarte mult, am citat din procurori, până când va fi trimis în instanță. Sigur, dacă va fi trimis în instanță, poate să înceteze urmărirea penală la un moment dat, dacă nu găsesc infracțiune acolo. Și sunt lucruri extrem de neclare, adică de la... se bat în cap două posibilități. Există o variantă că s-a aprins ceva de la o candelă, s-a spus la început lucrul ăsta, dar în afară de asta este și un utilaj medical care a dat rateuri acolo și practic la cazul de la Piatra Neamț e nevoie de o expertiză prelungită. Asta este diagnosticul din acest moment al cazului. Da, ca să reamintim ascultătorilor noștri, în aceste saloane ATI, atmosfera era supra-saturată de oxigen, ar fi trebuit să se aerisească într-un anumit fel, dacă nu existau echipamente speciale pentru a aerisit spațiile respective atunci, măcar prin deschiderea ferestrelor, era frig afară, nu s-au respectat procedurile. Într-o astfel de atmosferă supra-saturată cu oxigen, orice fel de scânteie sau de flacără deschisă provoacă un dezastru, că se aprinde aerul, practic. Adică e imposibil de stins așa ceva, mai ales într-un spațiu închis. Exact. Al doilea caz a fost la Matei Balș, unde au murit 26 de oameni, s-au cerut 26 de expertize ale oamenilor ca să facă legătura între moartea lor și arsurile respective. S-au făcut doar 18 expertize. Deci mai sunt de făcut încă 8 expertize după din ianuarie 2021, nu? Aproape 2 ani de zile au trecut de atunci și mai sunt expertize asupra celor decedați. Nu sunt terminate încă, da? Constanța, care s-a întâmplat la 1 octombrie 2021, există mărturii în dosar și există imagini în dosar, este o noutate, care arată că un neon care lumina în momentul respectiv, cade și din acel moment începe, cade din tavan, pur și simplu, și din acel moment începe incendiu. Astea sunt sursele judiciare ale colegii mele, Adriana Oprea. Și aici este nevoie de expertiză. Da? Deci am spus de 3 ori până acum, în 3 accidente, cuvântul expertiză, care e normal, numai că, exact cum spuneai tu, e vorba și de ritmul expertizelor și de ritmul cercetărilor. Și ajungem la ultimul caz, cel din 11 noiembrie 2021, când doi oameni au murit la spitalul județean din Ploiești, nimeni nu este pus sub acuzare nici aici și se fac expertize care, din ce am înțeles, se bat cap în cap în
susțin oamenii care sunt la curent cu ceea ce se întâmplă în dosarul respectiv. Acum, respectând ce spuneam la începutul acestei discuții, anume, lucrurile astea nu se fac cu o baghetă magică, da? În același timp nu se fac nici cu negare. Adică, apropo, v-am zis să aminte că probabil la Constanța, tragedia la Constanța a prilejuit șefului statului celebra declarație că statul a eșuat în a prezerva viața cetățenilor săi, de aia stăm în stat eșuat. Da. Poți eșua în multe feluri, inclusiv atunci când negi. Negarea are un mare dezavantaj, de fapt, pentru că realizația nu-i pasă de ceea ce credem noi. Ea continuă să existe, așa cum este, nu? De aici și vorba aia că putem avea dreptul toți la opinie, dar nu putem avea dreptul toți la fapte. Faptele sunt că au murit 44 de oameni, că există semne serioase, că din nou dosarele se mișcă foarte, foarte greu. Imaginați-vă, deci încă se fac expertize pe cadavre, pe oameni care au murit, pe condițiile morților după 2 ani de zile de la petrecerea acelui accident de la Matei Balș. Când se vor termina aceste cazuri? Da. Cum vor avea oamenii dreptul să... Nimic nu e mai dureros pentru o familie care pierde pe cineva într-o astfel de condiție să nu știe adevărul. Pentru că măcar știind adevărul se închide un pic din acel doliu care nu se închide de fapt niciodată. Da, dacă îmi permis să te completez aici, asta este o parte extrem de importantă a oricărei anchete și a oricărei investigații tehnice și judiciare, să aflăm cine e vinovat, dar cealaltă parte este să înțelegem de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat, astfel încât cei implicați în procedurile respective să nu mai comită aceleași greșeli încă o dată. Ori fără finalizarea expertizelor și încheierea proceselor, lucrurile acestea nu pot fi înțelese. Deci, practic, acum, alți oameni sunt în pericol din cauza faptului că expertizele nu au fost încheiate și procedura judiciară nu a fost terminată. Exact, Vlad. E ceea ce spunea un tată, au murit 2 copii acum 6 ani la Iași, de nozocomiale, și ancheta încă trenează în domeniul expertizelor, 6 ani, da? Și el a spus noi ne gândim mereu numai la vinovați, să fie găsiți vinovați. Exact, bun, ok, exact. Asta este una, e important. Dar... Exact, și el a spus, ăsta e rolul justiției. Uh-huh. A spus, de fapt, ăsta este rolul justiției, nu neapărat să găsească vinovații. Noi ne întrebăm, spunea tatăl de la Iași, al unuia dintre copiii care a murit la 18 zile după naștere, din cauza unei infecții nozocomiale, spunea, noi ne întrebăm tot timpul ce înseamnă justiție. Justiție înseamnă să se afle adevărul, uh-huh, astfel încât poate, spitalele ar fi luat măsuri și copiii care au murit acum la Cluj, de infecție nozocomială, ar fi avut o șansă mai mare, a spus tatăl respectiv, după ce a vorbit cu familiile îndoliate de la Cluj. Corect. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan, pentru intervenția în deșteptare. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.